Iubiții lui Dumnezeu, permiteți-mi înainte de a citi un cuvânt din Sfânta Carte a lui Dumnezeu să vă întreb câteva lucruri în seara aceasta. Vi s-a întâmplat vreodată să luați decizii în viață în urma cărora să vă pară rău, realizând că acele decizii au fost luate degeaba? Ai făcut vreodată, dragul meu, planuri în viață care mai târziu s-au dovedit că au fost degeaba? Ați avut momente în viața aceasta în care ați întreprins diferite activități care să fi fost un mare degeaba? Am să citesc din Scriptură doar două versete în seara aceasta care ne prezintă această realitate, că în viață pot fi și lucruri făcute degeaba. Din ele vom învăța în seara aceasta ca să ne păzim de așa ceva. Amin. Și să izbutim, Doamne ajută, punându-L pe Dumnezeu pe locul care merită. Amin. Haideți să ascultăm citirea cuvântului din Sfânta Scriptură de la pagina 630, Psalmul 127. E un psalm scris de cel mai înțelept om care a trăit vreodată în istoria omenirii. De Solomon. Ascultați ce a zis omul acesta după ce a trecut prin foarte multe lucruri în viața lui. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, El le dă pâine ca în somn. Vreau să băgăm de seamă că aici e o comparație. Dumnezeu nu dă pâine nimănui dormind. Însă există o categorie de oameni prea iubiții Lui, cărora Dumnezeu le pune la îndemână oportunități să-și câștige existența altfel. Adică mult mai ușor. În situații în care unii nu știu ce să mai facă, se plâng toată ziua bună ziua. Disperați, Domnule, iară criză, iară uită, altă dată ne-am descurcat, acum nu știm ce să mai facem. Prea iubiților Lui, pentru ei Dumnezeu lucrează. Slavă Lui în veci. Slăviți să fie Domnul. Vreau să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, mare este numele Tău pe întreg pământul. Recunoaștem că ești Domnul domnilor. Recunoaștem că e singurul Dumnezeu adevărat. Recunoaștem încă o dată că puterea Ta este mare. Și, Doamne, Te simțim la lucru în adunarea Ta în seara aceasta. Aici la Efrata, în Făget, este Duhul Tău cel Sfânt prezent. Parachero vertos menagover altos, zibertos menagover alt. Mulțumim, Duhule Sfinte, că ești în adunare. Mulțumim că aduci înviorare și prospețime. Mulțumim că ești răspunsul nostru. Avem nevoie de cercetarea Ta. Avem nevoie de mângâierea Ta. Avem nevoie de inspirația Ta în seara aceasta. Și îți mulțumim, Doamne, că ești aici între noi. Te simțim în inimile noastre în momentele acestea. Doamne, Tu ești Cel ce poți folosi acest cuvânt pentru noi în seara aceasta. Tu ești Cel ce ne poți vorbi clar, simplu, pe înțelesul fiecăruia, fiindcă ai un scop cu viața noastră, fiindcă vrei să fii punctul de reper al existenței noastre, fiindcă vrei să fii temelia vieții noastre, fiindcă dorești să fii conducătorul existenței noastre. Doamne, adevărații oameni binecuvântați sunt cei ce Te urmează pe Tine.
Sunt cei ce te au la temelia vieții lor. Sunt cei în a căror viață ești prezent Tu. Doamne, fii prezent în viața tuturor care în seara aceasta au venit în sanctuarul casei Tale la slujbă. Mă rog, deschide-ne ochii. Și fă puternică Evanghelia din seara aceasta în sufletele și în mintea noastră, Doamne. Puterea este a Ta. Tu știi să convingi. Știi să vorbești clar, răspicat și simplu. Ca fiecare din noi să pricepem ce avem de făcut. Mulțumim, Doamne, că ne vei vorbi. Și mulțumim că ne mai faci parte de harul acesta. De a-ți auzi glasul în biserica Ta. Mulțumim că al Tău cuvânt îl avem cu noi. Este viu și lucrător. Slăvit să fie numele Tău. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă invit acum, cu respect, să vă reașezați. Mă bucur să vă reîntâlnesc în seara aceasta, pe 24 iulie 2022. V-am găsit din nou cu bine, în pace, sănătoși. Și harul Domnului să ne vedem din nou fețele. Primiți salutări sfinte de la Biserica Soră, Biserica Betania din Jebel, în care slujesc prin harul Domnului. Sfinții de la Jebel vă transmit sănătate, vă dorim mult har și îndurarea Domnului să vă fie arătată în fiecare zi. Cu mai mulți ani în urmă, am auzit o întâmplare despre un păstor din București. Într-o zi, un noriaș din biserica dânsului s-a apropiat de el, era frământat de o întrebare în mintea lui. Și a zis: frate păstor, de mai multă vreme am vrut să vă abordez, fiindcă am o întrebare ce vreau să vă adresez. Păstorul respectiv i-a zis: spune, fratele meu, ce ai vrea să mă întreb? Ce dumneavoastră sunteți un om foarte implicat, un om care slujiți foarte mult lui Dumnezeu, un om foarte dedicat. Zice, de multă vreme am vrut să vă întreb următorul lucru. La cât de mult slujiți și la cât de mult vă implicați, folosiți câte o cafea în fiecare zi? Păstorul nostru foarte sincer, așa foarte transparent și direct a zis: da, fratele meu, să știi că folosesc. Dar i s-a aprins un beculeț acestui păstor și imediat l-a întrebat pe Enoria, zice: totuși, aș vrea să știu de ce mă întrebi acest lucru, că nu îmi pui această întrebare doar așa să treacă vremea. La care acel Enoria și i-a zis: păi am vrut să mă asigur dacă folosiți o cafea în fiecare zi, că și eu când vin duminica la biserică, de obicei, folosesc două ca să vă pot asculta. Acum nu știu dacă asta cu cafeaua funcționează aici la dumneavoastră la Făget. Nici nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră a folosit două cafele în ziua de astăzi. Însă dați-mi voie să subliniez un mare adevăr în introducerea predicii din seara aceasta. Dacă nu e Duhul lui Dumnezeu la biserică, dacă nu simți cercetarea Duhului Sfânt și dacă nu lucrează Dumnezeu prin Sfântul Său Duh, nu se întâmplă absolut nimic. Poți să bei și 100 de cafele. Să fi băut și 2 litri de Coca-Cola. Minunea care trebuie să se întâmple când noi venim la închinare, transformarea de care are nevoie sufletul nostru, o produce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și El va folosi autoritatea cuvântului Sfânt, a cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, un om poate să umble cu Dumnezeu și să fie un om câștigat. În același timp, un om poate să umble în viața aceasta și fără Dumnezeu și să fie un om pierdut. Eu am observat un lucru în această viață, toți dintre noi ne dorim familii câștigate. Familii binecuvântate. Nimeni nu vrea să aibă o familie pierdută. Dumneavoastră știți
Că în vremea în care noi trăim, există familii care umblă cu Dumnezeu? Știți că există familii care iau decizii împreună cu Dumnezeu, familii care fac planuri împreună cu Dumnezeu, familii care acționează, întreprind activități și l-au pe Dumnezeu alături de ei. Amin. În tot ceea ce fac. În schimb, aș vrea să mă ascultați cu atenție. Știți că există și familii fără Dumnezeu? Dumneavoastră vă puteți imagina în această seară oameni din anumite familii care îndrăznesc să ia decizii fără a-L implica pe Dumnezeu în ele? Știți că sunt oameni care decid fără Dumnezeu pentru viața lor, pentru familia lor? Știți că sunt oameni care fac planuri fără Dumnezeu? Oameni care întreprind activități fără Dumnezeu? Știți cum se cheamă o asemenea familie? O familie pierdută. Și auziți, și în mare pierdere. Și asta nu o spune predicatorul din seara aceasta. Acest lucru îl spune Dumnezeu prin cuvântul ce l-am citit în seara asta. Așadar, în seara aceasta voi predica pentru familii. Nu există în lumea în care noi trăim decât două tipuri de familii. Nu mai multe, doar două. Există familia fără Dumnezeu, care este o familie pierdută și care este o familie în mare pierdere. Adică nu-i suficient calificativul acesta pierdută. E și într-o mare pierdere o asemenea familie. Și există cea de-a doua categorie, familia mântuită. Familia salvată de Dumnezeu, familia care are pe Dumnezeu în centru ei și aceasta este o familie în câștig și binecuvântată din toate punctele de vedere. Acum, dumneavoastră, dacă ar fi să faceți o alegere în seara aceasta, din aceste două tipuri de familii care există în lume, pe care ați alege? Ar alege cineva să facă parte dintr-o familie pierdută? Ați dori ca familia dumneavoastră să fie într-o mare pierdere? Sau ați alege să faceți parte din familia câștigată și binecuvântată de Dumnezeu? Nu e așa că toți dintre noi ne-am dorit familia noastră să fie un mare câștig? O mare binecuvântare? Dar se pune întrebarea în seara aceasta, aici, între noi. Ce înseamnă oare o familie în câștig? De unde știu eu că o familie e pierdută sau o familie e câștigată? Ce anume mă face să am acest răspuns? Da, familia asta e câștigată sau familia cutare e pierdută? Predica din seara asta are titlul Familia între câștig și pierdere. Familia între câștig și pierdere. Vedeți dumneavoastră psalmul 127 ce l-am citit, care a fost scris, cei mai mulți comentatori biblici spun că de Solomon, ne prezintă exact realitatea aceasta, familia între câștig și pierdere. Și dacă vreți, diferențele între una și cealaltă. Aș vrea să învățăm în seara aceasta aici la Efrata, în casa lui Dumnezeu, un lucru care ne va ajuta să vedem cum este familia noastră. E familia noastră un câștig sau e familia noastră pierdere? În seara asta, plecând de la biserică, trebuie să avem răspuns la întrebarea aceasta. Voi avea o predică cu o singură idee principală. Iar ideea asta principală va avea trei subpuncte. Mi-am dat seama că în generația în care noi trăim, numai prin predicile alea kilometrice, lungi, multe puncte principale, multe subpuncte, așa omul îi se umple mintea și la urmă zici, mă, cum a fost la biserică? Frumos, ți-a plăcut da, grozav. Ce ai reținut? Nimic. Eu am auzit pe foarte mulți spunând, da, a fost extraordinar la biserică, și rugăciunea, și cântarea, și mesajul predicii, și când intră pe oameni, cu ce-o rămas? Frate, a fost frumos, dar a rămas cu ceva. Omul se bâlbuie, ce cu nimic. În seara asta, predica va avea o singură idee principală.
Iar ideile secundare au rolul de a argumenta și de a susține ideea aceasta majoră și principală a mesajului. Din predica din seara aceasta, familia între câștig și pierdere. Știți care e lucrul ce vrem să-l învățăm din Psalmul 127? Și care aș vrea să rămână implementat în mintea noastră din seara aceasta. Auziți despre ce este vorba. Fără Dumnezeu, totul este zădărnicie. Aș vrea să mai afirm odată acest mare adevăr. Fără Dumnezeu, oameni buni, totul este zădărnicie. Îți dorești o familie în câștig? Îți dorești o casă binecuvântată? Vreau să ții minte acest adevăr. Fără Dumnezeu, totul este zădărnicie. Dar ce înseamnă acest lucru? Știi ce înseamnă zădărnicie? Adică totul e fără rost. Adică totul este lipsit de sens. Adică totul este inutil. Adică totul este o pierdere. Adică, să folosim limbajul textului din seara asta, totul este de degeaba. Ce înseamnă că totul fără Dumnezeu este zădărnicie? Ce înseamnă că totul fără Dumnezeu este degeaba? Psalmistul prezintă trei lucruri, trei realități profunde, puternice, simple și clare, care să ne arate că în viață ceea ce face omul fără Dumnezeu este zădărnicie. Știți care e primul dintre ele care susține ideea aceasta a mesajului? A trudi, nesocotindu-L pe Dumnezeu, este zădărnicie. Dumneavoastră vă vine să credeți că sunt oameni care muncesc degeaba? Da, își fac o casă. Da, câștigă bani mulți. Da, au o mașină frumoasă. Da, transpiră de dimineața până seara. Munca nu e împotriva planului și a voii lui Dumnezeu. Dumnezeu e pentru a munci, dar auziți, când omul se trudește fără Dumnezeu, știți ce spune Biblia în textul din seara asta? Totul este zădărnicie. A te trudi, nesocotindu-L pe Dumnezeu, este zădărnicie. Ia auziți ce spune versetul 1, prima parte. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Acum eu vreau să vă întreb un lucru în seara asta. Când l-ați văzut ultima dată pe Dumnezeu, cu o mistrie în mână, cu un cancioc, luând mortar, punând cărămidă peste cărămidă ca să zidească o casă? L-ați văzut careva dintre dumneavoastră, în modul fizic, pe Dumnezeu făcând asta? Dar la ce s-a referit textul nostru din această seară, care ne spune că degeaba zidește omul o casă dacă acea casă nu-i zidită de Dumnezeu? Când Solomon, vreau să vă aduc aminte ceva în această seară, când Solomon a început zidirea templului de la Ierusalim, să știți că el n-a dus lipsă de cele materiale. Păi tatălui, David, s-a îngrijit dinainte de cele materiale. Și vă aduc aminte, David a făcut donații nelimitate pentru templu. Niciodată în istoria omenirii n-a existat un templu atât de faimos, așa de minunat, așa de glorios. Ia imaginați-vă câteva lucruri. Știți că în templul de la Ierusalim exista lemn de cedru parfumat, lucrat artistic? Nu interesant acest lucru? Știți că la construcția templului din Ierusalim, în templul acela, a fost aur și nu puțin, argint, pietre scumpe, țesături rare, lucruri regale. Acum eu vreau să vă întreb ceva în seara asta. Dumneata, când ți-ai construit casa, ți-ai pus lemn de cedru parfumat? Ai ceva aur, ca să nu zic mult, în casă? Ai argint, dar pietre scumpe? Există în casa dumitale țesături rare și lucruri regale?
ce le dețin regii? Și totul Solomon zice ceva, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Solomon nu s-a gândit când a rostit aceste cuvinte că vor trece ani și el va introduce în Ierusalim lucruri răcioase care ulterior, adică mai târziu, vor avea consecințe. Știți ce s-a întâmplat? Într-o zi Dumnezeu a părăsit templu și a îngăduit să fie dat în mâinile babilonienilor ca să fie mistuit de flăcări. Câtă dreptate a avut Solomon când a zis, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Adevărul acesta este valabil astăzi atât pentru Biserica Domnului, cât și pentru familiile Bisericii lui Iisus Hristos. Să știți, unii cred, domnule, Biserica Domnului Iisus va fi zidită prin super programe la adunare. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni în seara asta. Dar vreau să vă spun, Biserica Domnului Iisus Hristos n-a fost niciodată zidită prin programe cât mai celebre. Biserica Domnului Iisus Hristos n-a fost zidită și nu e zidită prin ample publicități în media. Domnule, să ne cunoască toți, să audă toți de noi. Biserica Domnului Iisus Hristos n-a fost zidită prin orator cât mai celebri de tale mondială, prin formații cât mai scusite, domnule, corul să fie de nota 10 cu steluță, fanfara la fel și așa mai. Măcar, spun ceva în seara asta, toate acestea sunt binevenite. E bine să avem predicatori cât mai buni. E bine să avem formații care să cânte la superlativ pentru Dumnezeu. E bine slujbele să fie extraordinare. Dar ascultați-mă în seara aceasta. Știți ce va zidi Biserica lui Dumnezeu? Nu că dai dumneata mulți bani la biserică. Nu asta. Nu că noi organizăm evangelizările cât mai structurate, să fie cât mai eficiente, alocăm timp pentru fiecare lucru. Biserica Domnului Iisus Hristos, vă rog să rețineți, va fi zidită de trăirea lui Dumnezeu în viața credincioșilor ei. Păi zice câte unul, frate, zice, n-ai văzut? Domnule, zice, așa o cânta de grozav, zice, a fost ochișure. Deci așa profund erau versurile care au fost recitate. Sau îmi zicea unul astăzi, zice, m-am uitat la o predică, nu știu, 35, 40 de minute. Zice, mă, parcă o trecut într-un minut, două. Da, dar eu vreau să spun ceva în seara asta. Dacă nu e Dumnezeu în viața membrilor dintr-o biserică, e zidită acea biserică de Dumnezeu? La fel, să știți, o familie nu va fi zidită prin salariul mare a soțului sau a soției, prin mașina cumpărată în leasing cu mulți bani. Nu asta zidește o familie. O familie nu va fi zidită dacă soțul are ultimul tip de iPhone sau de Samsung sau soție. Știți ce va zidi o familie? Prezența lui Dumnezeu în casa noastră. Aleluia. Poți să ai cei mai talentați copii. Poți să-ți permiți cele mai tari concedii. Poți să ai două, trei joburi și să câștigi bani mulți. Când unii spun că e criză și să tem. Dumnezeu ta să zici, bă, criză. La mine criză. Să câștigi 2-3 mii de euro pe lună. Poți să ai cel mai tare business. Dacă lipsește prezența Domnului din familia ta, totul, ne zice Solomon în seara asta, este un mare degeaba. Fără Dumnezeu totul este zădărnicie. Ce înseamnă acest lucru? Nu doar a trudi nesocotindu-L pe Dumnezeu înseamnă zădărnicie, ci în al doilea rând ne mai spune ceva Solomon.
din experiența vieții lui. Auziți? A veghea, nesocotindu-l pe Dumnezeu, este tot zădărnicie. Păi, Doamne, am citit în Biblie că vegherea e bună. Am citit că Domnul Iisus Hristos ne-a îndemnat: vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Păi auziți ce zice Solomon, tot în versetul 1, își continuă el ideea pe care o clădește și zice: dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba, adică inutil, fără rost, veghează, auziți, cel ce o păzește. Știți cum gândau locuitorii Ierusalimului din vremea aceea? Mă gândesc că ei ziceau așa, mă, Ierusalimul, înconjurat de munți, de dealuri. Cetatea noastră nu poate să fie învinsă. Este o cetate invincibilă. Vrea cineva să ne cucerească? Îi greu. Oamenii din Ierusalim știau că ele, căile de aprovizionare ale inamicului, erau lungi și erau și vulnerabile. Și vă mai spun ceva în seara asta. Aprovizionarea cu apă în vremea de atunci se făcea foarte greu. Așa că locuitorii Ierusalimului stăteau liniștiți. Mă, noi să fim cuceriți. No, asta niciodată. Ba mai mult, să gândeau ei: păi n-avem noi ziduri înalte și pe deasupra sunt și foarte late. Vrea cineva să pătrundă în cetate? Îi va fi foarte greu, dacă nu imposibil. Și cu toate acestea, vreau să vă aduc aminte un lucru în seara asta. Adevărata protecție era însuși Dumnezeu. Vă aduc aminte? În lupta împotriva asirienilor, păi Imperiul Asirian n-a fost orice fel de imperiu. Ăștia erau experți în jefuirea cetăților, escaladau, dacă vreți, cele mai înalte ziduri. Distrugeau Imperiul Asirian cele mai sofisticate fortărețe. Nu le stătea nimeni împotrivă. Dacă Dumnezeu ar fi abandonat Ierusalimul, cetatea ar fi ajuns în scurtă vreme ruină. Dacă l-am fi întrebat în seara asta pe Ezechia, împărat, și ar fi fost între noi la biserică în seara asta, ne-ar fi prezentat această realitate. Dar vă spun ceva în seara asta. Știți că Solomon a avut dreptate? În anul 597 înainte de Hristos, Imperiul Babilonian cucerește Ierusalimul. 11 ani mai târziu, în 586 după Hristos, Ierusalimul este nimicit la modul complet de Imperiul Babilonian. Păi n-a avut dreptate Solomon când a zis: dacă nu păzește Domnul cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și vă mai spun ceva în seara asta. Știți că în anul 70, de data asta, după Hristos, nu înainte, Titus, fiul lui Vespasian, cu 4 legiuni de soldați, o jumătate de an asediază Ierusalimul. O legiune conținea între 3.000 și 6.000 de soldați. Și ăsta, cu 4 legiuni de soldați, o jumătate de an asediază Ierusalimul. Din luna martie, din prima zi a Paștelor, până pe 7 septembrie, și istoria confirmă faptul că mulți oameni în cetatea Ierusalimului au murit de foame, alții de vie, au fost atârnați pe cruci. Peste 1 milion de oameni se pare că au fost uciși în vremea aceea, sub acel asediu. Dragii mei, dacă nu păzește Domnul cetate, degeaba veghează cel ce păzește. Și lucrul acesta nu se aplică doar în dreptul unei cetăți, se aplică și în dreptul unei biserici, se aplică și la nivel personal. În lupta cu diavolul,
în lupta pentru existență, în lupta pentru resursele familiei, în lupta cu ispita, cu anturajul, în lupta cu hobby-urile personale, în lupta cu plăcerile pe care dumneata le ai, cu plăcerea poate, tinere, de a asculta muzica aia care taman nu place lui Dumnezeu. În lupta cu a viziona filmul ăla, știi, zice unul, mă, dar parcă era chic așa la început. Interesant, strânea amuzamentul, dar care mai târziu realizezi că îți distruge curăția morală, îți îmbolnăvește conștiința, în lupta cu a încerca anumite curiozități, poate gustul unei țigări, alcoolului, unor băuturi tari, amețitoare. Nu știu ce substanțe interzise, zici, domnule, din curiozitate, ia să văd și eu cum o fi. În lupta cu a încerca o relație care să-ți distrugă viitorul, ascultă-mă ceva în această seară, în toate aceste lupte, vegherea este bună și indicată. Dar vreau să vă spun ceva, de unul singur sau de una singură nu vei face față. Fără ajutorul lui Dumnezeu în aceste lupte, nu vei izbuti. Au încercat mulți și au zis, noi putem, noi avem ambiție, Domnule, tot ce ne propunem noi, realizăm. Și au realizat cât de slabi și de vulnerabili sunt fără ajutorul lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, astfel de oameni clachează și unii dintre ei ori clacat urât de tot. Mi-a zis un tânăr undeva în țară, cu mai mult timp în urmă, la o întâlnire de tineret, s-a apropiat de mine, l-am văzut supărat, era așa sobru, întunecat la față, crispat. M-am uitat la el așa, venit spre mine și a zis, frate, eu să vă supărat. Zic, de ce? Deci am vrut să mă botez și n-am fost acceptat la botez. Deci uite, o perioadă mai lungă de timp am fumat, mi-au plăcut țigările. Am băut, zice, m-am drogat, zice, am făcut foarte multe rele. Într-o zi, zice, așa din ambiție m-a venit mie și am zis, gata, Domnul, trebuie să renunț la toate astea. Și ce? Vreo două luni de zile am reușit. Și eu îl opresc din discuție și zic, auzi, nu te supăra. Vreau să te întreb ceva sincer. Dacă vrei un răspuns, dacă nu, nu. Zic, când ai fumat ultima dată? Luându-l așa direct cu întrebarea aceasta, l-am văzut că se blochează și zice, frate Iosif, sincer să fiu cu tine, zice, azi dimineață. Zic, auzi, vreau să spun ceva. Să nu fii supărat că nu te-ai botezat. Zic, vezi cât de slab suntem noi oamenii? Prin puterea ta ai rezistat aproximativ două luni de zile. Să nu mai fumezi, să nu mai bei, să nu mai... puncte, puncte. Și apoi au început să se repete astfel de fapte în viața ta. Zic, omul, prin puterea lui, nu poate mult să se țină de ceva anume. Oricâtă ambiție ar avea cineva. Așa se învârt lucrurile în viață, că de multe ori și noi suntem surprinși. Singurul care te poate ajuta, i-am zis acelui tânăr, și să ții minte, Dumnezeu va avea un moment pentru tine. Dacă e sincer și dacă recunoști că fără Dumnezeu nu poți să duci lupta asta. Totul fără Dumnezeu este zădărnicie. Da, asta este realitatea. A te trudi fără Dumnezeu este zădărnicie. A veghea fără Dumnezeu este zădărnicie. Dar Solomon merge un pas mai departe. Știți ce ne spune el? A te îngrijora nesocotindu-L pe Dumnezeu este tot zădărnicie. Observați cuvântul care se repetă în predica din această seară, cel mai mult este cuvântul zădărnicie. Adică în textul nostru cuvântul degeaba. Fără Dumnezeu totul este fără rost.
fără folos, inutil, adică degeaba. Și să-și susțină ideea cu îngrijorarea. Solomon ne dă trei argumente, din nou, simple, dar foarte puternice, de care trebuie să ținem cont. Știți ce ne spune Solomon mai întâi despre îngrijorări? Că îngrijorările sunt un lucru deranjant. Zicea Solomon, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu. Un asemenea lucru deranjant, zicea Solomon, nu contribuie la rezolvarea problemelor. Hai să vă întreb ceva în seara asta. Dacă o situație în viață vă depășește, dacă lucrurile se complică și mai mult, dacă acea situație, în loc să se simplifice, ia amploare și mai mult. Știți ce ne spune Solomon? Sculatul de dimineață și culcatul târziu nu soluționează problema aceea. Ba, din contră, ne zice el, orice efort fără rezultate din partea noastră va mări și mai mult deranjul și va agrava îngrijorarea. Fiindcă îngrijorarea este un lucru deranjant. Eu am văzut oameni care toată ziua s-au frământat. S-au trezit pe la 6 dimineața, frământat. Frate, nu știu ce să fac, cum să fac, să rezolv problema. S-au pus la somn după 12 noaptea. Și tot nu rezolva nimic. Apoi merge Solomon mai departe și ne zice că îngrijorările sunt un lucru și dureros. Nu doar deranjant. Iată ce zice el. Degeaba faceți asta. Vă treziți de dimineață și vă culcați târziu. Ca să mâncați o pâine, cum? Câștigată cu durere. O persoană aflată sub influența îngrijorării, ne spune înțeleptul Solomon, e o persoană chinuită, care n-are mintea liniștită. Fiindcă îngrijorarea produce durere sufletească, îngrijorarea schinuie mintea, îngrijorarea te bagă în confuzie și îngrijorarea are un singur rezultat. Câștigi o pâine, zice Solomon. Nu rămâi fără ea, dar o câștigi cu multe lacrimi, cu multă durere. Și parcă să pună capac la toate acestea, zice Solomon pe deasupra, nu doar că îngrijorarea e un lucru deranjant, nu doar că e un lucru dureros. Știți ce mai zice Solomon? Îngrijorarea e un lucru devastator. Dumneavoastră știți ce înseamnă a devasta? A? A distruge. Ia auziți ce zice Solomon. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să câștigați o pâine cu căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Ce înseamnă acest lucru? Dormind? Spuneam la începutul mesajul. Nu, oameni. Dar e câte unul zice, mă, păi nu muncesc eu de numai, nu mă chinui, nu mă străduiesc, nu mă zbat. Și uite, Doamne, nu rezolv nici asta, nici cealaltă, nu mi-ajung banii de la o lună la cealaltă. Și Domnule zice, uite cum cu tare se descurcă și zice, și cinstit, n-o furat, n-o făcut nu știu ce compromisuri. Păi zice Solomon foarte clar, oricând ne-am îngrijorat, toate eforturile noastre sunt zadarnice, soluția rămâne una singură, Dumnezeu. Păi nu-i așa că ești devastat, te uiți la un preobit a Domnului și zici, mă, cum de așa binecuvântat? Cum de merge așa de bine? Da, vin și peste el încercările, vin situațiile nedorite, dar zici, Domnule, păi eu dacă aș fi fost în situația aceea, nu știu ce aș face. Și ce uite el, neprihănit, uite cum o trecut peste. Când i-a ars casa în urma incendiului din 23 ianuarie, noapte, anul curent, aveam doar două alternative ca familie. Prima dintre ele și cea mai la îndemână era să ne îngrijorăm. Să ne întrebăm ce vom face acum? Vom izbuti? Nu vom izbuti? Unde vom sta? Ce vom mânca?
cum ne vom descurca? Și ne puteam îngrijora. Asta era prima alternativă ce aveam la îndemână. Dar am mai avut o alternativă. Să ne încredem în Dumnezeu. Am stat de vorbă cu soția și am zis, draga mea, dacă ne îngrijorăm, nu rezolvăm nimic. Dimpotrivă, se amplifică problemele și mai mult. Dacă ne încredem în Dumnezeu, El a promis că e în controlul tuturor lucrurilor. Cum ne înțelege Dumnezeu, nu ne înțelege nimeni. Dumnezeu ne poate ajuta, are soluțiile Lui. Să știți că nu-i ușor când rămâi doar cu hainele de pe tine și pierzi absolut tot, nu-i ușor. Ușor e atunci să te îngrijorezi. Ușor e atunci să ai mintea tulburată. Ușor e atunci să n-ai liniște. Dar ne-a dat Dumnezeu putere, nu-i meritul nostru. Ne-a dat El tărie și putere să mergem pe mâna Lui. Să ne încredem în El. Și vreau să vă spun ceva în seara asta. Dumnezeu a pregătit lângă noi oameni și a pregătit resurse, multe dintre ele nesperate, neașteptate și multe dintre ele de la oameni din afara bisericilor. Și în 2 luni și jumătate, Dumnezeu ne-a ajutat să ne mutăm înapoi în casă, fără nicio datorie. Fiindcă ceea ce promite Dumnezeu, El să ține de cuvânt. Lucrarea din seara aceasta, ce sora a avut-o pentru mine, a confirmat alte câteva zeci de prorocii ce le-am avut în cursul anilor. Una dintre ele de care mi-aduc aminte e ce mi-a spus tata că în ziua binecuvântării, când am fost adus la binecuvântare, prin glas profetic, Dumnezeu a vorbit la noi în biserică și a zis cu tânărul acesta, am un plan. Dacă El își va pune viața deoparte pentru mine, dacă El mă va sluji cu dedicare, nu va fi o zi în care să nu-i port de grijă. Aleluia. Ascultați-mă, oameni buni, frați și surori, când am rămas doar cu hainele de pe noi, în urma acelui incendiu din 23 ianuarie seară, și atunci Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Amin. Și Dumnezeul nostru n-a rămas dator promisiunilor Lui. Credeți că dacă ne îngrijoram, ne era mai bine? Rezolva mai repede problema? Vă spun că nu. Dimpotrivă, lucrurile se complicau și mai mult. Ce vreau să spun în seara asta este, dragul meu, că îngrijorările îți uzează nervii până la epuizare. Îngrijorările îți ruinează caracterul, îți afectează sănătatea și la urmă singurul câștig va fi un zero mare, dar mare de tot. Să știi că îngrijorându-te, indiferent prin ce treci în viață, nu rezolvi absolut nimic. Haideți să vă arăt ceva acum la final de predic. Dumneavoastră vedeți ce am eu aici? O coală de hârtie albă, nu? Știți ce am în mâna stângă? Se vede și la balcon? O carioche. Aici am o coală albă și aici am o carioche. Dați-mi voie să vă arăt ceva în seara asta. Spuneți-mi ce vedeți acum pe coala asta albă. La balcon probabil nu se vede, că e distanță destul de mare, dar aici mai în față. Puteți să-mi spuneți ce vedeți? Un punct negru, nu? Dar n-a văzut nimeni dintre dumneavoastră cât de mult alb este pe coala asta? Știți că asta fac îngrijorările cu noi? De fapt, 90% din spațiu de pe coala asta este albul. Negru este foarte puțin. Știți care e morala din spatele acestei întâmplări? E că lucrurile bune ce le-a pregătit pentru noi Dumnezeu sunt mult mai multe decât celelalte. Și motivele de îngrijorare sunt foarte puține. Dar din nefericire oamenii văd ceea ce e minuscul. Punctul ăsta negru. Și nu mai văd albul strălucitor a prezenței și a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să spun ceva în seara asta, în final de predică, nu lăsa îngrijorarea să-ți ia liniștea din inimă.
Nu lăsa îngrijorarea să-ți fure pacea din casă. Nu lăsa îngrijorarea să aducă norul de probleme peste soarele de soluții ce l-a pregătit Dumnezeu pentru tine și pentru familia ta. Ceea ce va face ca familia noastră să fie binecuvântată, ca familia ta să fie una binecuvântată, este prezența lui Dumnezeu din acea casă. Într-o zi, vă aduc aminte, a ajuns schivotul lui Dumnezeu în casa lui Obed-Edom. David era așa oarecum speriat să mai ia chivotul la el. Și Obed-Edom ăsta, n-ai fi dat doi bani pe el. Zici, mă, ce poate să lucreze Dumnezeu în casa acestui om? Sărac! N-ai fi dat mare lucru pe el. Și ajunge chivotul lui Dumnezeu în casa lui, chivotul care reprezenta simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și în 3 luni de zile Dumnezeu face o minune. Înflorește casa lui Obed-Edom. Și toți se uitau mirați, mă, ce s-a întâmplat în casa acestui om? Inclusiv David a fost marcat de acea realitate. Știți ce s-a întâmplat? Prezența lui Dumnezeu a schimbat casa lui. Cel ce poate schimba casa inimii tale, cel ce poate schimba ființa ta în seara asta, cel ce poate schimba traiectoria drumului tău, cel ce poate lucra în familia ta în seara aceasta, este Domnul Dumnezeu. De aceea încrede-te în El, bizuiește-te pe El. Când te simți nenorocit, când vezi că nu mai ai soluții, răspunsul nu e punctul ăsta negru de pe coala albă de hârtie. Răspunsul este la Cel ce este deasupra tuturor problemelor. La Domnul Dumnezeu. Să nu uitați, fără El totul este zădărnicie. Și munca noastră, și vegherea noastră, și îngrijorarea noastră, tot ce contează, dacă vrem să fim binecuvântați, e ca reperul existenței noastre, temelia vieții noastre, să fie Dumnezeu. Amin. Și atunci familia noastră va fi un, spuneți dumneavoastră, un mare câștig. Aleluia. Altfel, trăim viața asta fără rost. Ca să nu zic altcumva. Știți ce vă doresc acum la final? Că urmează să ne rugăm și vreau să las pe fratele postor să amintească pentru ce anume. Aș vrea să vă las o binecuvântare acum la final. Viața asta nu merită să fie șăruită. Viața asta merită să fie trăită. Dar trăită împreună cu Dumnezeu. Amin. Și dacă o veți trăi așa, prin cele mai grele văi, prin cele mai nesperate și negândite încercări, și chiar și pe munții de victorii, cu Dumnezeu totul va fi extraordinar. Amin. Și veți vedea că ce a zis Solomon în Psalmul 127 nu e o minciună, și o realitate. Fără El totul este degeaba. Cu Dumnezeu totul este un mare câștig. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți familii care să fie un mare câștig pentru zona aceasta și pentru țara din care facem parte. Amin. Și nu numai. Vă doriți binecuvântarea asta? Amin. Amin. Să vă dea Domnul la toți. Amin. Amin.